17 august 2023. Astăzi mai am depus încă turte pe la stup, dar am această mică, acest mic unealtă pentru apicultură, un crește minune, să zicem așa. Are două arcuri și nu l-am folosit încă, nu știu cum o să lucrez cu el, habar n-am. Văd că strânge aici, se închid acei clești, strâng rama și o ridici. Ceea ce mi-a plăcut la el este că în caz că arcurile cedează, poți folosi astfel ca un patent, iată așa. Bun, hai să deschidem un stup să vedem, cum lucrez cu el. Am și data. Acum să vă mai explic ceva, poate ei sunt începători. Ăsta e scărarul, partea asta e scărarul, dalta este aceasta. Dau turtă cu dalta și cu scărarul îl folosesc la a scoate ramele. Mă sunt echipat, deci să nu vă uitați că sunt așa echipat. Puteți să lucrați și fără echipamente, treaba voastră. Echipamentul de protecție este esențial când lucrez cu insecte coac. Dacă unii nu sunt de acord că sunt insecte. Sunt insecte, până la urmă, urmei, sunt albine, au ac, înțeapă și dacă mai ai și probleme cu sănătatea, e bine să te ferești de înțepătura. Iau și o înțepătură, odată la două săptămâni, accidental, dar asta nu înseamnă acum că trebuie să vin neprotejat să iau 10-20 de înțepături la fiecare intervenție. La un moment dat o să cedeze corpul și vă veți trezi cu probleme și atunci de ce să renunț la albinuțe? Deci ajunge că va trebui să renunțați la albinuțe. Când ați putea să lucrați liniștit cu ele. Bun, aici n-am mai aruncat cam de mult o privire, nici nu știu ce prinde. Și dacă tot suntem azi, hai să testez acest clește. Turta a dispărut complet, de fapt aia este scopul, să vin să-i dau turtă. Mai e o problemă aici, o să vă arăt imediat, e o problemă, că ramele sunt lipite. Să văd dacă găsesc ceva. Așa, am găsit unealta care îmi trebuie când sunt ramele lipite cu faguri. Ia să văd dacă se vede. Cred că se vede. Să măresc un pic. Iată ce activitate este la urdiniș. Mărim un pic imaginea. Așa. Și să vedem. Văd ce-i prin el. Acum mă uit prima dată în cată, dar trebuia să-mi aduc și o ladă. Să-mi aduc și o lădiță. Am venit cu lădiță, trebuie să o lădiță, să pun ramele, să nu le mai pun jos. Iată aici, această zonă este lipită și pentru acest lucru eu tai așa frumos cu cutterul
un cutter, așa frumos. Bun. Acum acest crește, să vedem. Mă descurc, nu mă descurc. Deci lipesc rama cu scărarul. Așa, după aia iau cu ăsta. Da, e destul de ușor, dar până mă obișnui eu cu el, să știți că îl trec în mână, uite așa. Îl trec în mână, nu s-o obișnuit cu el. Aici mai sunt câteva celule de puiet. Căpăcit. Punem în lădiță de data asta. Acolo sunt lădița. Aici am o ramă defectă, dar cu multă miere pe ea. Mai folosim și ăsta. Da? Și mai are încă puiet căpăcit. Acum înțeleg că trebuia să... Când am umblat ultima dată la el, am pus aceste rame după această diafragmă și ca să eclozeze puietul, ca să pot îndepărta ramele, dar n-am reușit. Da, e destul de ușor rama cu acest clește, da? Mă ajută să nu mă mai aplec atâta pe stelade. De fapt, ăla este scopul. Să nu mă aplec eu pe stelade. O să-l tot trec dintr-o mână într-alta, dar... Uite, pot să lucrez și așa. Bun. Acum fiecare cum o reușește să își facă îndemânarea. Ia să tai frumos ceara asta dintre rame. O tai frumos, așa. Arunc doar o privire așa scurtă. E un interes să mă uit în tot cuibul. Tăiem frumos ceara. N-am mai umblat de o căruță de timp la el. Și dacă așez rama înapoi, se va lipi frumos la loc, deci nu-i strici aceste construcții, care sunt foarte faine. Bun, deci prind aici cu cleștele, da. Dar rama e sudată. Bine. E sudată la propriu. Sudată. Mă atrag eu cu creștele. Trebuie o anumită forță, mai ales când e sudată astfel rama. Tragi. Da? E și grea rama. Hai să vedem. Deci am reușit să scoatem prima rama. Să văd de ce e așa grea. Este nectar. Și aici este și larvar și păstură. Bun, o las în compartimentul acesta. Este a doua. Strigați și voi de acolo că este a doua când voi termina. Da, iese destul de ușor rama. Puiet și păstură destulă.
Deja e un fapt că am păstură în toți. În toate coloniile este păstură destulă. Mai arunc o privire aici și după aia îl las în pace. Nu prea ai ce să îi mai faci acum. Îl las să își vadă de viață, îi dau turtă. Prezența larvarului. Puiet căpăcit. Ce să zic e? Aici ai larvar. Și probabil în 5-6 rame. Să mă duc mai departe, să nu mă duc. Să mai... Iată, acum când pun rama la loc, acele prestături, dacă nu le-ai rupt, trebuia un pic de fum aici la el, dacă tot umblam, dar dacă n-am adus, asta este. Dacă tai frumos așa aceste crestături, când pui rama lângă ramă, nu mai se lipește la loc. Așa protejezi cuibul coloniei. Vă dați seama să tragi de aceste crestături acum. Ai rupe acolo la ceară, te-ai și chinui, ai trage de el, așa îl tai, nu-ți ia mai mult timp, dar iese treaba frumoasă. Cu creștere, cu scărarul, deci lucrăm cu două unelte. E mai ușor pentru spate. Că nu te mai apreci așa tare pentru a ridica o ramă. E mai ușor pentru spate să nu-ți strici spatele. A, nu, ăsta are puiet ca în mijlocul verii. Băgăm o bucată de turtă ca lumea aici. Așa, dacă aveți răbdare până la sfârșit, asta fac eu, fiindcă am timp destul, nu e vorba de sute de sturi. Iată, mai decapitez câte o albină, se mai întâmplă, dar structura ramelor rămâne același. Nu se schimbă cu nimic dacă tai. Ia să ridicăm și face asta, da? E frumos, ce să zic. Totul e în regulă. Bun, cam atâta, las așa, nu mai deranjez. Știu că ăsta are vreo 7 rame cu puiet. Mai are și de eclozat. Mut la loc. Și pun turtă și trec mai departe. Așa, să nu uităm de rama asta de aici. Această colonie mai vine în octombrie pentru a o pregăti de iernat. Până atunci vin, dar nu mă pun așa o turtă cum o să vedeți imediat. Punem și rama scoasă din spate, o dăm înapoi.
Da, deci te ajută să iei ramă fără să te mai doară spatele, adică fără să mai faci atâta gimnastică cu spatele. Foarte fain. E, pot să zic că a trecut testul, e premium. Treabă premium, prețul e între 50-60 de lei. Îl las așa cum este, nu mai adaug nimica la el. Mai adaugă unii aici un cauciuc, nu cred că mai este nevoie. Punem turtă la această colonie. Așa. Punem turtă că ăsta are și regină tânără. Și puiet, deci e ceva fain. Hai să-i mai pun. Să-i mai pun să aibă. Foarte bine organizat. Acum vom vedea. Voi vedea dacă mai vin și cu formică la ei. Pentru 2-3 varoa nu merită să aplici tratamente. Gata, sunt pe turtă, e bine. Folia pentru căldura. Cu toate că la o astfel de colonie nu prea mai spica are nevoie de căldură. Pun acest înălțător, acum nu-și mai are rostul. O să le desfințez, trebuie reconstruite, lipite. Eu le-am prins doar în șuruburi și acele șuruburi și-au făcut joc. Și-au făcut loc și trebuie lipit. Bun, cam atâta pe ziua de azi. Până mâine, numai bine!